Bună ziua și bun găsit la știrile Spectrum TV. Pentru început, titlurile ediției. Vizită la TVR Iași. Pregătiri pentru expoziție. Petrecere de Halloween. Între dans și lupte. Cupa prieteniei la șah. Și acum știrile pe larg. Însoțiți de cadrele didactice, elevii de gimnaziu de la Școala Internațională Spectrum Iași au vizitat studioul regional de televiziune TVR. Experiența a fost una interesantă. 27 de elevi din clasele a 5-a și a 6-a de la Școala Internațională Spectrum Iași au pășit pragul unui studio profesionist de televiziune. Ei au vizitat atât spațiul în care sunt filmate emisiunile, cât și sălile de montaj, luând astfel cunoștință de drumul pe care îl parcurg imaginea și sunetul până ajung la telespectatori. Cei mai îndrăzneți dintre elevi au dat interviuri echipei de filmare de la TVR, care a dorit să surprindă evenimentul într-un reportaj. De un maxim interes, s-a bucurat și locul de unde sunt prezentate știrile, căci unii au probat confortul scaunului știristei, în timp ce alții au încercat să manevreze o cameră video. Totodată, curioșii de la Spectrum au aflat cât de importante sunt lumina și decorurile pentru o imagine perfectă. Copiii au spus că a fost o experiență de neuitat. Copiii care frecventează cursurile Clubului de Arte Vizuale din cadrul Școlii Internaționale Spectrum Iași se pregătesc de o expoziție importantă care va fi deschisă la Muzeul Unirii. Iașiul Vechi. Sub acest generic se desfășoară un proiect artistic în care va fi evocată imaginea de odinioară a orașului Iași. În atelierul de pictură al școlii se muncește cu zel pentru ca expoziția care va fi deschisă în curând la Muzeul Unirii să fie o reușită. Astfel, 30 de pânze aflate în lucru vor vorbi în culoare despre Iașul de o altă dată. Atât copiii din clasele mici, cât și cei mai mari renunță cu bucurie la recreație pentru creație. Continuăm știrile. Școala Spectrum va fi gazda primei ediții a competițiilor județene de șah Cupa Prieteniei, care se va desfășura pe parcursul a două zile în incinta instituției chiar în această lună. Vom reveni cu detalii de la eveniment. Elevii de gimnaziu a școlii au luat parte la întâlnirea cu niște mici maestri ai stilului de dans capoeira. Influențele muzicii braziliene au transformat capoeira într-un lig de dans, în care ritmul și mișcarea au creat o atmosferă dinamică. Nici sărbătoarea americană Halloween n-a fost trecută cu vedere. Toți elevii Spectrum au marcat această zi cum se cuvine. Pe 31 octombrie 2016, elevii claselor de la gimnaziu a 5-a și a 6-a au organizat o petrecere de Halloween. La sărbătoare, copiii au dansat, au mâncat dulciuri și s-au costumat. A fost o petrecere pe cinste. Pe coridoarele gimnaziului a fost o adevărată paradă de costume de Halloween, care mai de care mai controversate. De la clasicul costum dovleac, la minioni, schelete, bebeluși, Minnie Mouse, prințese, păpuși, pisici, care mai de care mai neașteptat. Mulțumesc, Viviana! Continuăm cu jurnalul cu date despre vreme. Colegul meu, Justin Onu, ne va spune cum va fi vremea în zilele următoare. Deși suntem în noiembrie, luna parcă s-a mai încălzit. Astăzi dimineața au fost 10 grade, iar la noapte vor fi 2 grade Celsius. Mâine, temperatura va fi de 11 grade Celsius, iar la noapte la 3 grade Celsius. Luna asta se spune că e cea mai rece, dar se pare că nu-i. Mulțumesc, Justin! Doamnelor și domnilor, am ajuns la final. Sunt Ioana Cibotariu, vă mulțumesc pentru atenție și până la proxima noastră întâlnire, vă doresc numai bine. Pe curând!